Bună și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Clipul de astăzi este despre favoritele lunii aprilie, produsele despre care eu abia aștept să vă vorbesc în fiecare lună, să vă arăt care au fost noile descoperiri sau redescoperirea unor produse pe care eu deja le aveam în colecție. Dar înainte de a începe, pentru cei care sunteți aici pentru prima dată, eu sunt Alexandra, acesta este canalul meu și dacă rezonați cu ceea ce postez eu aici și vă place, nu ezitați să apăsați butonul subscribe, să vă abonați, să dați click și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată atunci când eu postez un clip nou. Și cu acestea fiind spuse, haideți să vă arăt care au fost produsele mele favorite în luna aceasta. Eu mi-am făcut aici și un ceai pentru că am vorbit astăzi deja destul de mult, am filmat clipul de Empties. Nu este un clip lung, a durat cred că undeva la 25-27 de minute, cam așa, ca să-l filmez, dar pentru că a trebuit să vorbesc. Acum sunt așa un pic obosită, așa că mi-am făcut un ceai verde, care, apropo, ceai verde mi-a plăcut foarte mult luna aceasta. E un ceai verde de la Pickwick, cam așa arată hârtiuța de la pliculeț. E un ceai pe care voi l-ați văzut destul de des ultima perioadă în clipurile mele de ce am mâncat astăzi, clipuri care, apropo, sunt foarte urmărite, pentru care vă mulțumesc și mă bucur mult că vă plac clipurile acelea și mi-e face plăcere să le filmez ori de câte ori am timp să o fac. Pe o gâriță de ceai și începem cu produsele. Bun, primul pe lista de luna aceasta este acest parfum de la Elizabeth Arden. Green Tea Lavender este un parfum pe care mi l-am făcut cadou de 8 martie, așa, și îl arată cam așa. Este într-o sticlă destul de mare, volumineasă, mă rog, el nu este un parfum, este de fapt o apă de toaletă, și dacă m-ar ajuta și zoom-ul, așa, mulțumesc frumos, într-o cantitate de 100 de mililitri, care miroase absolut genial. Pe lângă mirosul acela foarte fresh, foarte energizant de ceai verde, care mie îmi place mult, de ceai verde, de verdeață, de iarbă proaspăt tăiată, fixa primăvară, și chiar va face parte dintr-un clip în care vreau să vă arăt din colecția mea care sunt parfumele pe care eu le port acum pentru sezonul de primăvară-vară. Eu l-am folosit chiar destul de multișor, dar vedeți, el a fost plin, cam așa s-a consumat. Însă nu este neapărat un parfum pe care eu să-l port ziua. Nu pentru că nu-mi place, nu pentru că nu aș vrea să-l port ziua, dar pentru zi am altă opțiune pe care o să o vedeți imediat. Însă acesta îmi place foarte mult să mă dau cu el seara. Și când spun seara, nu mă refer la seara și ieșit în oraș sau ceva, nu? Seara pe pijamale. Este fix parfumul pe care eu ador să mi-l pulverizez pe pijamale, pe pernă, pe lejeria de pat proaspăt schimbată, pentru că pur și simplu acel miros de lavandă mă relaxează, îmi dă senzația aceea de liniște, chiar dacă poate într-un fel se bate cap în cap cu aroma de ceai verde care este oarecum energizantă, dar mie efectiv îmi dă o stare extraordinară de bine și de liniște înainte de culcare și îmi place foarte, foarte mult, așa că e parfumul meu de pijamale. Așa, dar asta nu înseamnă că nu-l voi purta și ziua pe haine sau ceva de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, aduce un pic și o aromă de liliac. E ceva, o combinație de lavandă cu liliac. Și îmi place mult. Oricum, cel mai multe detalii despre note, arome și așa o să aflați din acel clip despre parfumuri. Eu l-am cumpărat pe acesta din magazinul Bilca, dar oricum îl găsesc și prin Matas. În România, la fel, cred că îl găsesc prin parfumerii. Dar eu vi-l recomand și dacă aveți măcar ocazia să-l mirosiți. Eu zic că e o variantă destul de drăguță de parfum și mie îmi place foarte mult. Dar haideți să vă arăt și parfum pe care eu l-am preferat în ultima perioadă să-l port pe timp de zi și este de la Anna Biondi by Biocura White Light Silver. Este acesta, un parfum cumpărat din magazinul Aldi anul trecut prin toamnă, ceva de genul ăsta. Însă, acest parfum este o copie după un parfum de la Dolce Gabbana Light Blue, un parfum pe care eu l-am avut cu mulți ani, mă cred că undeva. Știu că l-am primit cadou, chiar de la soțul meu, doar că atunci nu eram împreună, așa.
Undeva cred că am împlinit 21-22 de ani, cam așa. Și îmi place foarte mult. Este o copie aproape fidelă, nu este o copie 1 la 1, dar este un parfum care miroase la fel, fresh, acvatic, se aduce bine în zona de acvatic, pe când celălalt duce mai mult în zona de floral, ca să zic așa. Rezistă foarte bine. Eu cu parfumul în general nu mă dau pe piele pentru că evit să pun parfum pe piele, parfumul conținând alcool, deshidratează pielea și mă rog. Dar nu înseamnă că nu o fac niciodată. Însă îmi place să-l aplic pe haine și mirosul rezistă și a doua zi îl simt pe haine cum persistă. Și zic eu că e o variantă foarte, foarte ok. Prețul a fost unul mic și cu siguranță când voi mai ajunge printr-un magazin Aldi, chiar dacă am și eu aici la mine în oraș, nu așa multe parfumuri. Pentru că nefiind un oraș mare, nici magazinul nu este foarte mare. Dar aș vrea să mai văd și celelalte variante. Știu că mai este unul care se apropie destul de mult cu Jador de la Dior și tot așa, mă rog, sunt niște copii. Dar zic eu unele foarte reușite și atât timp cât el este o apă de parfum, acesta este în varianta de 75 ml și o să-mi ajungă destul de mult timp. Este fix genul de parfum pe care să-l porți de zi cu zi, când nu trebuie chiar să consum unul din parfumurile care sunt mai scumpe. De exemplu, cum este cel de la Guerlain, mă rog, toate variantele pe care o să le vedeți. O să le vedeți în clipul de recomandări. Olimpia, pe care îl mai am acolo, Giorgio Armani și na. Asta e fix un parfum pe care să-l porți purta de zi cu zi fără niciun fel de problemă. Bun, haideți să vedem. O paletă pe care mie mi-a făcut foarte mare plăcere să o folosesc luna aceasta și chiar am folosit-o destul de multe ori, nu atât în tutorialele de machiaj pe care le-am filmat aici pentru YouTube, cât și în machiajul meu de zi cu zi. Este această paletă de la J.Cats. Din câte am văzut, nu e o paletă foarte populară în România. Știu că sunt, adică au fost câteva fete care mi-au scris că nu au auzit până acum de această paletă. Eu am cumpărat-o de pe site-ul Coco Panda, care este un site asemănător Pink Panda din România și știu că nu m-a costat nici foarte mult. În schimb, este o paletă foarte reușită, cu nuanțe frumoase, pigmentate, se blenduiesc ușor, are atât farduri mate cât și sidefate. Acesta de aici e auriul ăsta așa, e pur și simplu ca un pigment, dar nu știu ca să zic ca un pigment, e ca un sclipici presat, care e foarte frumos, movul și mov lilaul ăsta, nuanțele astea două așa pe care le-am folosit în acel tutorial de machiaj, în nuanțe lila, verdele ăsta, turcoază așa sidefat, foarte frumos. Acestea de aici sunt super frumoase și mie chiar îmi place mult, mult de tot. Nu știu de ce am dat-o oarecum așa în spate, acolo în colecția mea, dar probabil și pe motiv că nuanțele nu sunt neapărat de folosit toamna. Pentru că eu am cumpărat această paletă anul trecut în vară. Știu că am folosit-o de câteva ori în vară, după care a venit toamna, iarna și m-am machiat cu alte palete, dar acum, în primăvara asta, am redescoperit-o și cu siguranță va fi o paletă pe care o voi folosi foarte mult în machiajele mele primăvara și vara aceasta. Și la fel, bineînțeles, cum se putea altfel, fără paleta de la Bella Pierre Cosmetics, primită în cutiuța de la Look Fantastic, Peach Blossom, o paletă superbă în nuanțe de portocaliu. Avem aici un portocaliu mat, o nuanță ce poate fi folosită ca și nuanță de tranziție, dar și pe toată pleapa. Avem aici o nuanță aurie de tip iluminator. Eu chiar am folosit-o pe post de iluminator foarte frumoasă. Aici un portocaliu sidefat cu un sidef auriu foarte frumos și un arămiu roșcat la fel cu sclipiri de portocaliu și auriu. Foarte frumoase. Oricum, dacă vreți să vedeți swatch-uri și machiaj pe care le-am realizat cu acest machiaj, am să vă las link-uri în bara de descriere, eventual chiar și un card aici sus pe care să puteți da click și să mergeți la clipul respectiv, dar îmi place foarte mult și la fel, cred că va fi cu siguranță, acestea două vor fi paletele verii, primăverii 2020. Mă rog, primăverii, verii 2020. Pentru că sunt absolut superbe. Acesta, ca să nu mai zic cât de versatilă este, pentru că poate fi folosită atât pe post de farduri pentru pleoape, cât și pe post de farduri pentru față. Fardurile,
Tăvițele sunt destul de mari, astfel încât să-ți încapă o pensulă ceva mai mare, de exemplu de genul ăsta, absolut, absolut minunată și mă bucur foarte mult că am primit-o în cutiuța de la Look Fantastic. Dacă și voi vreți să aflați mai multe despre Look Fantastic, am un playlist întreg aici pe canalul meu, așa că vă invit acolo să vedeți despre ce este vorba. Și trecem mai departe, tot la un produs pe care l-am primit în cutia de la Look Fantastic și tot luna trecută. Este vorba despre o loțiune hidratantă pentru ten, un supliment pentru piele de la Erno Laszlo, care arată cam așa. Și e un fel de tonic, un tonic hidratant pentru față. Vedeți că eu am consumat din el destul de multișor. Nu ai nevoie de o cantitate foarte mare ca să o aplici pe toată fața. Eu pur și simplu torn așa câteva picături în podul palmei, uniformizez și îl tapotez așa, îl presez pe față. Hidratează atât de bine fața și are așa are o textură nu lipicioasă. Cum să zic, el se întinde așa, stați să vă arăt. Dar nu rămâne pielea lipicioasă sau mai știu eu ce. Ia, să vedeți, da, stați așa ca să îmi dea zoom. E, ca și cum ar fi un slime. Vedeți? Na. Și îmi hidratează foarte bine fața, intră foarte bine și ușor în piele, nu rămâne niciun fel de finish lipicios pe față. E absolut genial. Eu îl folosesc pe post de toner hidratant în rutina de îngrijire a tenului de dimineață. Pentru rutina de seară folosesc tonerul de la Now Beige și acesta primit tot în cutiuța de la Look Fantastic. Pe acesta l-ați văzut în clipul de favorite de luna trecută. Și da, absolut, absolut minunate amândouă produsele. Așa, ce mai avem aici? Mascara de la Benefit Bad Girl Bang. Acesta de aici, care v-am zis eu, are un ușor minus la modul cu bine. Poate îl considere un minus pentru mine, dar nu și nu neapărat să fie și pentru voi același lucru. Trebuie să ai grijă să nu-l aplici într-un straturi prea multe, pentru că are tendința de a încărca agenele, dar este foarte, foarte fain. Mie mi-a plăcut să-l descopăr. Nu am avut niciodată până acum mascara de la Benefit. De fapt, niciun produs de la, ba nu, de la Benefit am avut bronzerul Hoola. Dar da, este un produs absolut minunat. Eu zic că e un produs pe care vi-l pot recomanda dacă vreți un mascara care e chiar super bun, ține genele ondulate. Cei drept e un pic greuț de îndepărtat seara la demachiere, dar nu le poți avea chiar pe toate într-una, nu poți să ai și un produs care să țină genele ondulate, să reziste, să nu curgă, să nu cadă, să nu așa și să fie și ușor de îndepărtat, pentru că asta chiar că ar fi culmea. Dar, bine, asta nu-l consider un minus, faptul că se îndepărtează ușor mai greu. Eu oricum folosesc un produs pe bază de ulei și rezolv treaba cât se poate de ușor. Dar eu zic că e un produs care își merită bani dacă ar fi să-l cumpărați, fie în varianta mini, dacă vreți doar ca să-l testați, sau chiar în varianta de full size. Bun, hai să vedem aici ce mai am în lista mea. Bun, cum se putea altfel să nu menționez în clipul de favorite cercei mei cănăfiori, pe care ați văzut că i-am purtat atât de mult în clipurile din luna trecută. Și am primit foarte multe complimente din partea voastră, pentru care țin să vă mulțumesc încă o dată. Îmi plac foarte mult, zic că mă și prind foarte bine tipul ăsta de cercei. După cum vedeți, astăzi am optat pentru cercei ăștia foarte, foarte mari de la H&M. Au venit într-un set de două perechi, ăștia care sunt cei mai mari, și mai aveam cu o pereche undeva la jumătate de mici, dar pur și simplu nu pot să-i găsesc prin casă, nu știu unde am putut să-i pun. Dar da, eu și de ei. În schimb, v-am zis, mi-au plăcut foarte, foarte mult, fie că e vorba de varianta asta pe arămiu sau ăștia pe roz. Vor fi cercei pe care îi voi purta foarte des în vara aceasta, așa că vor rămâne în continuare în lista de favorite. Așa. Ce mai avem aici? Acum, ca să vă menționez și câteva. Eu am aici agenda, știți că mă documentez de fiecare dată, îmi scriu aici pentru că altfel uit. Mă trezesc de multe ori după ce termin de filmat un clip de favorite că am uitat să vă menționez un anumit produs sau așa mai departe.
Acum, ca să trecem la categoria de vestimentară, așa, pentru că m-am gândit să includ și aici o mică parte din acest domeniu, ar fi pe categoria vestimentară rochița portocalie și rochița mov, pentru care am să vă las aici câte o poză. Le-am purtat luna trecută destul de mult în clipuri, le-am purtat și pe acasă, pentru că, na, așa, dar îmi plac foarte mult tipul astea de rochițe care vin parte peste parte. Nu știu, mi se par așa foarte feminine, foarte drăguțe. Din punctul meu de vedere, un decolteu în V cred că avantajează pe toată lumea. Toate femeile cred că se simt mult mai frumoase, mai feminine, mai senzuale atunci când poartă un decolteu în V, bineînțeles în limita decenței. Și da, zic eu că îmi și stă foarte bine cu acele două rochii și nu doar modelul, cât că mă avantajează croiala lor, dar și nuanța culorilor. Și așa cum am văzut că și vouă v-a plăcut foarte mult, în special am fost foarte complimentată în clipurile în care am purtat rochița portocalie. Dar și mie, dacă ar fi să aleg dintre cele două doar una, cred că aș alege pe aceea portocalie. Așa, ce mai avem aici? Haideți să vă arăt încă două chestii favorite și sunt aceste dozatoare de săpun lichid pe care eu le-am cumpărat în iarna asta de la iarnă, toamnă, iarnă, cam așa, de la Iusc. Dacă nu mă înșel, vi l-am arătat într-un haul, dacă îl găsesc, dacă îmi dau seama care este, am să vă las pe aici pe sus un card ca să îl vedeți și voi și eventual un link în bara de descriere, dar sunt foarte, pe lângă faptul că sunt frumoase, sunt așa cu un aspect, cu o textură siliconată, așa se simte plasticul pe ele, cu pompițele astea aurii, așa, ușor chicioase, ce-i drept, dar ce-mi place mie cel mai mult la ele este faptul că pompița funcționează foarte bine și că dozează o cantitate mică de săpun, ideală dacă aveți copii. După cum știe toată lumea care are copii, atunci când copiii intră în baie să se spele pe mâini, nu se întâmplă decât un dezastru total, pentru că ei împrăștie săpun, apă peste tot, pe chiuvetă, pe lângă chiuvetă, pe jos, pe ei, peste tot, așa e când ai copii. Dar nu vă descurajați, că o să treacă și perioada, adică dacă o să aveți copii și vă temeți de perioadele astea așa etichetate ca fiind grele, mai târziu să vă aduceți aminte de aceste perioade ca fiind foarte frumoase. Așa, dar închidem paranteza aici și haideți să vă arăt oarecum într-un fel. Am aici ambalajul de la șervețelele umede pe care vi le-am arătat în clipul de empties. Asta ca să vedeți cam câtă cantitate de săpun dozează odată. Atât. E exact cantitatea perfectă pentru un copil să se spele pe mâini, iar pentru adult e nevoie de două pompițe. Și zic eu că e mai mult decât suficient, pentru că te poți înșela atunci când ai un recipient de genul ăsta și să folosești prea mult. Că prea puțin nu prea folosești prea puțin, dar prea mult poți să folosești și faci risipă, nu de alta. Așa că mie îmi plac foarte mult aceste recipiente, iar dacă aveți cumva cum să treceți prin Iusc, cei care puteți, și vedeți aceste dozatoare de săpun lichid, să știți că merită cumpărat, iar pompițele funcționează ca în prima zi și vă spun, sunt foarte solicitate aceste recipiente la noi în casă, ne spălăm pe mâini destul de des, vă dați seama, suntem patru și când ai copii, clar, și ei trebuie spălați mult mai des pe mânuțe, vi le recomand. Așa, și mai am încă trei chestii despre care vreau să vă vorbesc, mă rog, patru, dacă stau bine să mă gândesc, e vorba de niște filme și filme de desene animate. Dar trecem mai întâi la treburile serioase și este vorba de serialul Westworld, pe care soțul meu l-a descoperit și m-a făcut și pe mine să îmi placă și să vreau să îl urmăresc. Noi acum suntem la sezonul, cred că al patrulea, ce urmărim noi acum pe HBO. Nu am văzut sezoanele din urmă, le avem și pe acelea, cred că pe Netflix putem să le vedem și pentru că avem televiziune smart, mă rog, dintre astea care e pe internet, cu aplicație pe televizor și așa mai departe, sunt puse acolo sezoanele și cu siguranță ne vom face timp la un moment dat ca să vedem și episoadele din urmă. Dar m-a prins foarte bine, este vorba de niște roboți care arată ca oameni și sunt amestecați cu oameni. Normal, mă rog, chestii de genul ăsta, nu vreau neapărat să vă dau spoilere, dacă l-ați văzut știți despre ce este vorba și așa mai departe. Deci zic că e un serial care merită văzut și care
n-aș vrea să spun vorbe mari, dar poate că într-un fel oglindește cam ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor sau de ce nu, poate chiar se întâmplă și în zilele noastre, noi habar nu avem. Așa. Un film pe care l-am văzut prima dată în luna decembrie, dar l-am revăzut în săptămâna trecută, a fost vorba de Chernobyl, o miniserie de 5 filme despre dezastru care s-a întâmplat în 1986 la Chernobyl, care așa pur și simplu te, cel puțin pe mine m-a zguduit așa un pic ca să văd cât de rău și cam până unde se poate ajunge din cauza orgoliilor prostești, aș spune, ale unor oameni, pentru că vor să pur și simplu calcă pe cadavre pentru o ascensiune pe plan social, politic și așa mai departe. Foarte trist ceea ce s-a întâmplat acolo și au fost multe lucruri pe care nu știam de ele și le-am aflat din filmul respectiv și mi-a plăcut foarte mult, vi-l recomand să-l vedeți. Iar acum să trecem pe partea mai veselă de filme de desene animate pe care le-am văzut împreună cu copii, ar fi așa, Zootropolis, pe care l-am văzut pe Antena 1. Așa, și ne-a plăcut foarte mult. Eu și soțul meu am văzut Zootropolis atunci când, prima dată, când David era mic, era bebe și el oricum nu se uita la televizor și nu înțelegea despre ce e acolo, dar noi ne uitam, pentru că nu ne plac filme de desene animat și ne mai uităm. Ne uitam chiar și înainte, când nu aveam copii și când am început să apar copii, vă dați seama că treaba asta se multiplică. Și ne-a plăcut foarte mult Zootropolis, foarte mult, foarte mult, și lui David i-a plăcut pentru că acum înțelege ce se întâmplă și chiar a înțeles filmul, a înțeles acțiunea și i-a plăcut foarte mult. Așa, și încă un film de desene animate care ne-a plăcut max și doar l-am văzut o singură dată, l-am văzut chiar și de 3 ori într-o zi. Da, e vorba de Hotel Transilvania 3, care ne place maxim, maxim. La fel a fost seria asta de Hotel Transilvania, am văzut-o cu mulți ani în urmă atunci când a apărut, dar David a descoperit Hotel Transilvania 3 pe Netflix, pentru că se descurcă destul de bine cu telecomanda, știe să intre pe Netflix pentru copii și să-și caute acolo filme de desene animat și a descoperit Hotel Transilvania 3 și i-a plăcut la nebunie, special partea de sfârșit când are loc punctul culminant al acțiunii și da, e super tare, iar muzica e absolut genială în film și mai ales chiar partea dinspre sfârșit când începe să cânte Macarena și toți dansează, e genială și dacă dați și tare sonorul e top, așa, iar ai mei sunt nebuniți cu muzica și cu dansul și David și Rareș și da, mă bucură să-i văd că se simt bine, că dansează, în special pentru că am trecut de perioada asta cu carantina, când a trebuit să stăm mult timp în casă și asta a fost filmul acesta, Hotel Transilvania, ne-a făcut zilele oarecum mai ușoare și mai vesele, pentru că ei se distrau maxim atunci când puneau desenele astea. Bun, da, cred că am terminat, da. Acestea au fost favoritele lunii aprilie pentru mine și pentru familie, pentru că ne-am inclus așa un pic și partea de familie. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să-mi arătați cu un like dacă vreți să aflați care au fost favoritele mele din lunile trecute. Am pe canalul meu un playlist unde puteți afla de acolo, să intrați pentru fiecare lună în parte și să aflați care au fost favoritele mele din ultimul an, pentru că acum se apropie borna de un an de când am început eu YouTube-ul. Vă aștept în comentarii să stăm de vorbă, vă aștept să spuneți care este părerea voastră despre produsele pe care eu vi le-am prezentat în acest clip, să-mi spuneți care au fost favoritele voastre. Nu uitați că mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram și aveți link-urile mara de descriere, vă aștept să mă urmăriți și acolo. Vă aștept, bineînțeles, să ne revedem la un nou clip aici la mine pe canal. Până atunci vă pup și aveți grijă de voi!